Soarta livrărilor de gaze în Moldova este tot mai incertă. Din 1 mai, actualul contract cu Gazprom riscă să nu mai fie prelungit, avertizează ministrul infrastructurii Andrei Spânu, care susține că a trimis mai multe scrisori concernului, însă până acum nu a primit niciun răspuns. Între timp, autoritățile caută alternative și se împrumută de la partenerii externi pentru a cumpăra gaze din vest. Asta ar putea însemna însă majorări de tarife la vară. Avem o situație fără precedent. Andrei Spânu susține că atât Ministerul Infrastructurii cât și Moldova Gaz au expediat mai multe scrisori către Gazprom de prelungirea perioadei de valabilitate a acordurilor privind organizarea unui audit și stingerea datoriilor istorice pentru malul drept. În lipsa unui răspuns, autoritățile de la Chișinău spun că sunt pregătite pentru orice scenariu. Am asigurat în această perioadă incertă alternative, astfel ca oamenii să nu aibă de suferit. Intervenim în continuare în legislația statului pentru a avea obligații clare de a stoca gaze naturale și am alocat 150 milioane euro împrumutați de la BERD pentru crearea unor rezerve de gaze naturale în vara acestui an. În cazul sisterii livrării de gaze din Rusia, statul anunță că întreprinderea Energocom va fi cea care va achiziționa gaze de pe piața externă, iar discuțiile în acest sens au început deja. Compania este în etapă de precalificare a unor traderi internaționali de gaze, potențiali furnizori pentru Republica Moldova. 7 companii au aplicat și sunt gata să livreze gaze pentru țara noastră. Sunt companii serioase, cu experiență. Unele din ele deja au livrat gaze pentru țara noastră în luna octombrie anul trecut. Ministerul Infrastructurii susține că Moldova dispune de necesarul de gaze pentru luna mai. Acest lucru s-a reușit datorită stocării unui volum de 24 de milioane de metri cubi în rețelele din România și datorită utilizării păcurii în activitatea întreprinderii termoelectrică. Din vară însă riscul ca tarifele să crească din nou este mare. Referitor la tarif, nu se planifică creșterea acestuia pentru consumul din lunile aprilie și mai. Începând cu luna iunie, vom lua decizie în funcție de prețul de achiziție a gazului. Avem o situație fără precedent în același timp, când prețul de achiziție a gazului pe timp de vară este mai mare decât pe timp de iarnă. În această lună, Republica Moldova cumpără gazul rusesc la un preț de 1.193 de dolari pentru 1.000 de metri cubi, dublu față de tarifele din martie și februarie. Amintim că în prezent tariful pentru consumatorii casnici este de 15 lei și 18 bani cu TVA inclus.